Municipalitatea Suceveană este obligată, potrivit înalte curți de casație și justiție, să plătească 1 miliard de lei vechi daune morale pentru încălcarea drepturilor de autor. Și asta după ce a aprobat distrugerea unui mozaic ce elogia industrializarea socialistă. Mozaic amplasat pe o hală a fostei întreprinderi de utilaj și piese de schimb. Primarul Ion Lungu afirmă că se va consulta cu juriștii primăriei să vadă dacă pot contracara această decizie. Mozaicul parietal, denumit pompos Eroismul poporului român în opera de industrializare socialistă, Laudă omului și muncii, a fost demolat împreună cu fabrica în 2007. Artistul plastic Traian Brădean a reclamat încălcarea dreptului de autor, arătând că, potrivit legislației, opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată prin simplul fapt al existenței ei. Instanțele i-au dat dreptate și acum sucevenii trebuie să plătească 100.000 de lei pentru că au scăpat de creația care glorifica industrializarea socialistă. Decizia este definitivă și irevocabilă și a fost luată la sfârșitul anului trecut de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar primarul Sucevei Ion Lungu declară despre acest caz astfel. Și cum să protejăm dacă noi eram proprietari? Nu văd o culpă a primării, în goadă, m-a dat autorizație. Noi eram proprietari. Eram în prima instanță, nu știu exact dacă a rămas definitiv și irevocabil, o să mă interesează. Totdeauna noi ne-am apărat șansele până la ultima instanță, în fața legii. O să mă interesează să văd dacă e ultima, dacă e definitivă și irevocabilă și dacă mai este atacabil sau nu. Deși artistul a murit în urmă cu un an, moștenitorii acestuia au continuat procesul la Înalta Curte, care a dat câștig de cauză artistului. Deși primăria Suceava a arătat în instanță că mozaicul parietal nu a fost monument de for public, iar hala industrială avea un proprietar privat. Ba mai mult, nu era în atribuțiile primăriei să conserve această lucrare. Artistul a susținut că ansamblul monumental în 1983, la inaugurarea oficială, edilii de atunci și-au însușit-o ca pe o excepțională lucrare de for public. Activele societății Romups, fostă IUPS, au fost vândute în luna august 2005 către o altă firmă din Suceava cu 2,5 milioane de euro, în condițiile în care debitele de atunci ale societății către bugetul de stat se ridicau la 137 de miliarde de lei vechi. Această firmă, la rândul ei, a vândut în 2007 activele cumpărate către o societate din București, iar clădirile au fost demolate în vederea construirii unui cartier de locuințe, proiect abandonat însă pe parcursul anilor.